Marți 16 iunie este ultima zi în care cei care doresc să urmeze cursurile Academiei de Informații la cursuri cu frecvență redusă o pot face. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț desfășoară în perioada următoare activități de recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și Academiei Naționale de Informații, care realizează formarea inițială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile de admitere 2020, învățământ cu frecvență redusă. Detalii cu privire la condiții de punere a dosarelor de înscriere, precum și alte informații de interes, pot fi obținute de către persoanele interesate consultând anunțul publicat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț în secțiunea Carieră, admitere unități de învățământ. Termenele pentru depunerea candidaturilor la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț în vederea înscrierii la concursul de admitere sunt: până la data de 16 iunie 2020, depunerea cererii, tip de înscriere; până la data de 23 iunie 2020, completarea dosarului de candidat, volum complet, cu excepția avizului psihologic, care va fi atașat de structura de resurse umane. Pentru informare și înscriere la una dintre instituțiile prezentate în anunț, persoanele interesate se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, strada Eroilor, numărul 16, județul Neamț, în zilele lucrătoare de luni până vineri, în intervalul orar 9-12. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0233 207 000.